campionii Republicii Moldova la Arm Wrestling se pregătesc intens de campionatul european care va avea loc peste o lună în Polonia. Pentru a fi într-o formă maximă, băieții noștri fac antrenamente alături de multiplul campion al României, Daniel Barbu. Mai este o lună până la campionatul european, deci pregătirile merg foarte intensive. Uitați, azi am avut posibilitatea să luptăm campionul României în categoria de 85 kg, Daniel Barbu, un adversar destul de bun în forță, în formă, și el la rândul lui se gătește de campionatul european. Și cred că va fi totul bine, fără traume, principal. Sunt foarte surprins pentru că mi se pare că nivelul lor a crescut foarte tare și nu știu ce să vă zic. Sper să mai ajung cât de curând la un antrenament să-mi iau revanșa că mi-am cam luat-o astăzi, pot să spun. Țara noastră va fi reprezentată la campionatul european de arm wrestling de aproape 10 sportivi. Luptătorii au un singur scop și anume să obțină victorie. Nu știu, anul acesta va fi puțin mai greu, deja sar categoria din tineret în seniori, dar nu disperăm. Ne pregătim intensiv și tindem pe podium. Care este scopul? Păi, ca de obicei, locul întâi. Desigur că visul oricărui sportiv este ca să devină campion. De asemenea și pregătirile merg în forță, ne străduim să ieșim în formă maximal posibilă pentru campionat. Sperăm la rezultate mari, deci muncim cât mai intens. Campionatul european de arm wrestling se va desfășura în perioada 14-21 mai în orașul Katowice din Polonia. Toate cheltuielile pentru deplasarea sportivilor la acest turneu vor fi suportate de Federația Națională Sportivă de Arm Wrestling.